Târgul de nunți, Trend Mariaj, organizat în acest weekend la Shopping City Suceava, a fost vizitat de peste 50.000 de persoane. Ultimele tendințe în materie de nunți au fost prezentate de-a lungul celor 3 zile viitorilor miri care au pășit pragul târgului. Fie că și-au dorit să pună la punct ultimele detalii pentru nuntă, ori să aleagă o gamă complexă de servicii pentru cel mai important moment din viața lor, îndrăgostiții au putut să admire și să se hotărască în privința unei nunți de vis. În cadrul târgului Trend Mariaj, organizat de Shopping City Suceava, au fost prezentate de la cele mai spectaculoase servicii de entertainment până la cele mai frumoase rochii de mireasă și cele mai elegante costume de mire. În plus, cei interesați au avut șansa de a alege serviciile celor mai buni fotografi și videografi de pe piață, precum și cele mai creative servicii de decorațiuni. Nelipsite au fost și celelalte elemente esențiale pentru o nuntă unică: aranjamente florale, sonorizare, interpreți, invitații, lumini, ambientale, make-up și hairstyling, cofetării. Pe întreaga durată a târgului au fost surprize și premii pentru vizitatori. Cei care au participat la târgul de nunți și s-au înscris la tombola speciale au putut câștiga o serie de premii care vor contribui la organizarea unei nunți de vis. Marele premiu, o rochie de mireasă Agnes Toma din ultima colecție intitulată Paris Mon Amour 2. A fost câștigat de Hushman Ioana Diana, un voucher în valoare de 1000 de lei oferit de Divin Feminin, ce cuprinde o garnitură completă de papetărie pentru nuntă, adică invitații, carduri pentru bani, meniuri și numere de masă, a fost câștigat de Grigore Lăcrămioara Anca. O ședință foto pentru cuplul realizată de fotograful Ovidiu Leșan a fost câștigată de Ancuța Mădălina. O ședință foto pentru viitori miri oferită de www.fotoemoții.ro a fost câștigată de Toma Adrian, iar Photobook plus ședință foto NCC Studio a fost câștigată de Popa Ciprian. Ședința foto merge, aveam dreptate, la o doamnă, se numește Ancuța Mădălina. Avem și un număr de telefon. Ancuța a câștigat o ședință foto de cuplu oferită de Ovidiu Leșan. Pe parcursul târgului, expozanții au surprins publicul cu demonstrații de hairstyle și make-up, momente de dans, sesiuni de caricaturi pentru îndrăgostiți și momente artistice. Totodată, duminică, vizitatorii s-au putut bucura și de recitalul a două trupe iubite de publicul sucevean, Trupa Nouă și Artist Band, care au dat startul distracției pe scena de la Shopping City Suceava.